Capitolul de astăzi se intitulează Bulgăraș de zăpadă. În dimineața următoare ne grăbim spre grajd încă înainte de micul dejun. Acolo Bobby stă și mănâncă fân, iar familia de căței stă în culcușul ei. Pui schiaună și sug lapte de la Betty. Ea se uită la noi și clipește. Îi aducem pâine și apă a mâncat deja tot ce i-am adus ieri. Așa că Betty mănâncă fericită și astăzi pâinea și bea apa. Puii beau lapte de câine. Într-o dată clopotele bisericii încep să bată. Când se aud într-o zi obișnuită, de obicei asta înseamnă că a murit cineva. Mama se grăbește în sat să afle ce s-a întâmplat. După cinci minute se întoarce. Pentru bătrânul Iosif au bătut, au bătut clopotele, spune ea. A murit aseară. Asta înseamnă că nu ne va mai lua nimeni pe Betty. Mă bucur, dar am grijă să nu arăt, pentru că atunci când cineva a murit a trebui să fi trist. Acum nu mai suferă, spune tata. Acum a scăpat de iarna lupilor, spune mama. Ce este iarna lupilor? Întreabă Gabriel. Eu știu ce înseamnă asta. Este o iarnă periculoasă și nemiloasă ca un lup flământ. Parcă îi și aud urlând prin munți. Se apropie din ce în ce mai mult. Ies la bete și mă întind lângă ea. Pui îi sug în continuare lacte. Acum ești doar a mea, îi șoptesc eu. Și a mea, spune Gabriel, care s-a furișat și m-a auzit. Cățelușul alb, zic eu, Iulia poate lua cățelușul alb, nu? Sigur, poate, Gabriel? Gabriel dă din cap și zâmbește. Dacă și ea mă învață să not, spune el. Alergăm la râu. Acolo Iulia stă pe mal și împletește niște smocuri de iarbă, astfel încât pământul să aibă aceeași coafiură ca ea. Iulia, o strigăm, vrei un cățeluș alb pe nume bulgăraș de zăpadă? Vrei ursule miere din pădure? Spune Iulia și se bucură. Cum? Ce vrei să spui? Vrei ursule miere din pădure? Și care e răspunsul? Da. Răspuns da la asta. Cum vrea ursul miere din pădure, așa vreau și eu un cățeluș alb pe nume bulgăraș de zăpadă. Dar trebuie să aștepți până când cățelul nu mai suge. Are nevoie de mama sa pentru o vreme. Pot să vin să-l vizitez acum? Întreabă ea. Vrei ursule miere din pădure? Răspund eu și fugim acasă. Betty e tot în curcușul ei. Iulia se uită la cățeluș cum stau cu boticurile în burta mamei lor și oftează să Bulgărașul meu de zăpadă, spune ea. Bulgărașul meu cald de zăpadă. Când începe școala de not? o întreb eu. Acum, răspunde Iulia și arată cu brațele cum mă Fă ca mine. Înotăm prin aer până la râu. Când ajungem, suntem transpirați și sărim în apă cu hainele pe noi. Până acum ne-am antrenat cu brațele. Acum să ne antrenăm și cu picioarele, spune Iulia. Eu te țin de mâini și tu înoată ca o broască cu picioarele. Mă mișc ca un șarpe cu clopoței care vrea să iasă printr-o fereastră închisă. Gabriel râde, așa că îl stropesc, apoi îi vine rândul lui și înoată la fel. Cât ai să ne înveți să notăm? întreabă Gabriel. Poate vreo 10 zile, pentru că apoi merg la verișorii mei și stau acolo o lună, răspunde Iulia fericită. Iulie îi plac foarte mult de ei. Însă, deodată, fața ei devine foarte serioasă și spune cu o voce abia șoptită. Rămân acolo o lună sau mai mult. Vom vedea.